Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-a regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic, singura emisiune de regiunea de Nord-Est ce ia cu adevărat pulsul economiei șene. Discutăm în această seară despre un domeniu ce este la mare căutare și pe val, aș putea spune, și în economia ieșeană, și anume domeniul IT. Alături de mine se află Iuliana Anton, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Liviu Costea, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Tudor Gându, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și de asemenea ar trebui să spun și cu ce vă ocupați. La bază sunteți IT-iști, dar cred că ce e important să afle toți cei ce ne urmăresc în această seară e faptul că sunteți coorganizatori, toți trei, formați o echipă frumoasă, care iată puneți bazele unei conferințe internaționale ce urmează să se desfășoare pentru prima dată la noi în Moldova. O conferință focusată pe inovație și produse din domeniul IT-ului. Sunt foarte curioasă pentru că, iată, sunteți la prima întâlnire cu grei IT-ului din lume, aș putea să spun, pentru că vor fi participanți la ea și nu numai din România, ci efectiv, poate mai departe de Europa mergem, da? De unde v-a venit această idee să-i aduceți pe toți la noi în oraș, la Iași? Practic, ne întâlneam mai mulți IT-iști din Iași la conferințe din alte orașe, de obicei din România, dar nu numai. Și asta demonstra că există interes. Vroiam să mergem să vedem ce se întâmplă în afară, să luăm ultimele trenduri, să înțelegem mai bine lucrurile, ce urmează să se întâmple. Și de aici am început să discutăm între noi, cei care vedeam că au interesul respectiv. Și am zis că ok, de ce nu putem să facem asta și la Iași. Și pas cu pas am pus, pentru că vorbim de câteva luni înainte. Bineînțeles că un eveniment presupune organizare destul de riguroasă, că nu e simplu să ne povestiți, nu știu, puncte tari, puncte slabe ale organizării, pentru că în câteva zile, inclusiv, dar chiar în două zile, cred că, se va trece la workshop-uri, după care pe 20 noiembrie, conferința propriu-zis. Exact, da. Vor fi două zile, sâmbătă și duminică, vor fi două workshop-uri de jumătate de zi, după care o zi întreagă de conferințe pe data de luni, 20 noiembrie. În felul ăsta, credem că participanții pot să obțină cât mai multe lucruri. Workshop-urile care sunt mult mai mult aplicate pe partea de practică, având un trainer dedicat în cele 4 ore, pot să facă o practică, pot să înțeleagă mai multe lucruri despre cum se facă tot felul de noi proiecte, cum să gândească, cum să creeze un proces de inovare, plus după care va urma conferința, o zi întreagă de talk-uri și discuții, networking. Pentru că e un subiect extrem de mediatizat și cred că subscrieți la opinia mea, sunt curioasă dacă mai sunt întrebări fără răspuns în acest domeniu. Pentru că e un domeniu analizat și cercetat pe toate laturile sale. Doamna Iuliana, ne puteți explica dacă mai sunt totuși curiozități? Desigur că mai sunt, slavă Domnului că mai sunt, pentru că așa putem inova. Inovarea înseamnă nou și înseamnă că găsim răspunsuri la întrebări care n-aveau răspuns. Să vreau să revin la întrebarea dinainte și anume dacă e prima dată când ne întâlnim cu grei din lumea IT, din afară. Nu e pentru mine și pentru Liviu, nu e prima dată. În 2016 am creat DevXperience, prima conferință internațională de IT pentru senior developeri și atunci a fost prima dată când zicem noi că am pus Iașul pe hartă și ne-am întâlnit cu profesioniști din lumea IT din afară care au venit cu trenduri, cu experiență foarte valoroasă pe care am fost foarte, foarte încântați să o încorporăm. De-aia a venit natural TechShift, o conferință care se adresează nu numai oamenilor tehnici, ci și oamenilor din partea de business. Deci pot veni antreprenori care, sau poate tineri ce își doresc să intre într-un astfel de business? Sigur că da, da, și pot să vină și să plece cu foarte multe răspunsuri. Dacă nu pleacă, nu reușesc să pleci cu răspunsuri, vor pleca cu întrebări foarte valoroase. Uneori mai bine să pleci cu întrebări. Și să încerci acasă să-ți cauți singur răspunsurile, nu? Da, și să încerci să-ți cauți singur răspunsurile. Da, așa este. Vorbeați de faptul că, iată, anul trecut i-ați pus la aceeași masă pe mulți seniori din domeniul IT-ului
cu cei de pe plan internațional. Unde suntem noi aici la Iași vis-a-vis de Europa? Suntem acolo. Da? Suntem alături, da, de ei? Da. Putem să ne așezăm și să discutăm cu siguranță la aceeași masă sau trebuie să stăm puțin în umbră? Pentru nu, că avem tineri extrem de valoroși, dar din nefericire mulți sunt furați peste hotare. Exodul creierelor nu poate fi stopat și mulți IT-și preferă să meargă și să lucreze la mari companii, da? Și cred că sunteți de acord cu mine, câștigând salarii poate mult mai motivante, cu toate că e un domeniu unde se câștigă foarte bine. Noi spunem că comunitatea IT din Iași a crescut foarte mult în ultimul timp și s-a maturizat și că din ce în ce mai puțin poate vor să părăsească Iașul, pentru că Iașul se dezvoltă. Și unul din motivele pentru care ne vedeți aici în formulă completă și pentru care vedeți că punem proiecte pe picioare este ca ei să rămână aici și să le dăm motive să vină și să sprijine. Și asta fac cu mare, mare drag, doar să te duci către ei și să le spui: uite, eu am o idee care ajută comunitatea și deja ai un nucleu pe care te poți baza. Exact. Și așa am reușit să punem foarte multe proiecte, pentru că este un entuziasm în industrie foarte mare și avem oameni valoroși și oameni cu drag de oameni, inimoși, teribil de inimoși. E un capital fantastic care trebuie să-l folosim. Da, aveți mare dreptate. Să le întrebăm și pe celălalt coorganizator, ultimul, dar nu cel din urmă, care este opinia lui? Greu, ușor să organizezi un eveniment de mare amploare, pentru că vor fi câteva sute de participanți? Nu e nici ușor, nu e nici greu. În același timp este un eveniment, să zicem, care pentru noi este de suflet. Și cred că în momentul în care, nu știu, ajungi în punctul în care vrei să faci un lucru din pasiune, nu știu dacă mai realizezi neapărat dacă este ușor sau este greu. Și se spune că atunci îți și iese bine, așa anticipez eu că va ieși extraordinar de bine evenimentul de pe 20. Corect. Eu, unul personal, sunt la prima experiență de genul acesta, de a organiza un eveniment de o asemenea amploare. Din fericire, pentru experiența mea, să zic așa, m-am lovit de doar de oameni dragi, frumoși, care cred și merg în aceeași direcție cu viziunea mea, cu viziunea comunității locale și cu direcția în care mulți dintre cei din comunitatea locală vor să se îndrepte. Citeam o afirmație de-a dumneavoastră că vă doriți să organizați un eveniment inedit în România, deci nu numai în Iași, într-un format extrem de dinamic și creativ. Ne puteți spune așa câteva chestiuni de pe agenda pe care o aveți? Da, sigur. Vom începe la în jurul orei 8:30 cu partea de înregistrare, welcome coffee. Cafeaua de dimineață, da? Da, parte de bun venit. Da. După care vom intra direct în pâine la ora 9 cu trei keynote-uri, deci trei talk-uri principale. Asta înseamnă că se va desfășura evenimentul pe secțiuni? După, la în jurul orei 12, ne vom separa în două secțiuni, o parte pe inovație și o parte pe produs, pe crearea de produs, product management, cum îi spune, în care oamenii veniți la conferință își vor putea alege mai ușor spre ce parte ar vrea să se ducă. Am înțeles, se poartă discuții de la 9 la 12 și atunci se vor decide, da? Dacă vor să meargă către inovație în domeniul IT-ului sau către produse, iată, inovative și acestea, cu siguranță, tot din domeniul IT-ului. Exact, da. Am înțeles, da. Dintre participanți? Ce invitații aveți speciali? Conferința va fi deschisă de Marius Ursache, care ne e un om foarte, foarte drag nouă și el ne va spune de ce un business nu e o aplicație și cum trebuie să-l gândim. Apoi Adam Dorfman cu The Future of Jobs și Yariv Vaden, care ne va vorbi despre principiile inovației. Yariv e de peste 10 ani la Google, product leader, și ne va spune cum reușește Google să aducă idei noi care să satisfacă nevoile utilizatorilor și să fie și cu succes.
Să știți că de multe ori, bine, dumneavoastră impulsionați utilizarea Google-ului și poate chiar IT-știi să vină cu chestii inovative. Eu de multe ori le spun studenților mei să nu mai googlească atât de mult și să meargă și către bibliotecă să mai citească. Mă raportez strict la bibliografie aferentă tuturor lucrărilor pe care le-au de întocmit. Dar, într-adevăr, cred că majoritatea, atunci când dorim să găsim un răspuns imediat sau când avem de cercetat pe anumită temă, mergem la Google, prietenul fiecăruia dintre noi. Iată că trebuie să le explicăm celor ce ne urmăresc că se investesc sume impresionante și că multe creiere sunt în spatele acestui motor de căutare. Ce mai e de făcut la Google ăsta? Că mie mi se pare perfect. Nici noi nu știm, o să aflăm. O să aflăm. Deci urmează surprize în ceea ce înseamnă acest motor de căutare? Cel mai probabil da, nu știm nici noi, nu avem toate informațiile, în schimb, cu siguranță, ca orice... Acum mă determinat să vin la conferință și eu. Ca orice organizație mare care se respectă și inovează constant, cu siguranță vor găsi noi produse pe care să le lanseze și suntem și noi curioși să le aflăm. Despre bani putem vorbi pentru că accesul nu va fi gratuit. Ce se va face contra cost. De unde pot fi cumpărate biletele? Pentru că mulți o să vină, cred că, dintre cei ce ne urmăresc, dacă mai aveți locuri, nu știu, toate detaliile aș vrea să le transmitem. Desigur, se pot înscrie doritorii, se pot înscrie pe site, pe www.techshift.ro. Participă la conferință după ce achită un cost de până pe 12 noiembrie, A fost până pe 12 de cât? Nu, a fost early bird. Am început prețul de la 65 de euro. Până pe 12 a fost 65 de euro? Nu. Early bird a fost de 65 de euro, iar până pe 12 noiembrie vor mai putea cumpăra bilete la 85 de euro, după care va crește. Și deci până săptămâna trecută, până pe 12 noiembrie, au putut cumpăra, da? Pentru da, că da. A trecut deja 12. Da. Înseamnă că de pe 16 până pe 20? Biletul va crește cu încă 20 de euro. Am înțeles. Deci, atât dacă nu v-ați luat până acum bilete, mai achitați încă 20 de euro în plus, dar la urma urmei 20 de euro nu e atât de mult pentru un IT-ist. Da, așa este. Să ne spuneți dumneavoastră mai multe chestiuni legate de acest domeniu și de interesul tinerilor de a intra în IT. E fascinant ceea ce se întâmplă în ultima perioadă. După cum spuneam și la începutul emisiunii, e pe val acest domeniu. Ce se întâmplă? De ce toată lumea își dorește să devină IT-ist? Dumneavoastră ați făcut facultatea acum ceva timp, da? Da. Când nu era domeniul la mare căutare. A fost poate o pură pasiune, pe când acum cred că primează partea financiară. Și zvonurile că iată se câștigă foarte bine. Și zvonuri care până la urmă se confirmă și realitate, da? E adevărat și legat. Ce v-a motivat pe dumneavoastră să faceți facultatea și să deveniți IT și ce motivează pe tinerii din ziua de astăzi? Că există diferențe semnificative. Da, cred că a fost un concurs de împrejurări. A fost o alegere de care acum, ok, mă bucur că am făcut-o, dar în acel moment nu știam exact, nu aveam de unde să știu ce o să se întâmple. Și legat de exodul creierilor, eu terminând prin 2004, credeți-mă că atunci era exodul mult mai mare. Poate nu erau așa mulți oameni care terminau, însă era foarte greu să ne găsim un job aici în Iași. Așa este. Era mult mai ușor să găsim în alte orașe, gen București, sau chiar în afara țării. Am avut mulți colegi de-ai mei de an care au plecat prin toată Europa. Unii s-au întors, unii nu s-au mai întors și au rămas acolo și au întemeiat familie. Deci, din punctul ăsta de vedere, acum exodul este mult mai restrâns ca și procent din cei care termină, pentru că sunt mai multe oportunități. Acele firme mari din Europa au venit acum și la noi. Da, da. E un mare avantaj, chiar și pentru Iași. Da. Și pot rămâne aici și pot să lucreze, cum spuneam, cot la cot cu cei din Europa. Mulți avem colegi din alte țări, mulți lucrăm cu colegi din tot felul de țări, din Olanda sau din Statele Unite sau chiar din Japonia. Sunt tot felul de firme în Iași. Și iar această conferință se adresează oamenilor tehnici care înțeleg că pe lângă ca să facă un produs, pe lângă a mastera partea tehnică, a controla partea tehnică, mai au nevoie și de altceva. Dar nu e suficient să faci o aplicație ca să ai un business.
îți trebuie mai multe lucruri. Și cei care au înțeles, oamenii tehnici care au înțeles asta... E bine punctat. Deci nu neapărat trebuie să gândesc, nu știu, un joc, o aplicație, o chestiune legată de... Știu că dumneavoastră vă ocupați și de coduri, da? De da. Programare, de... ceea ce e fascinant pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru că îi vedem pe toți cu tablete și cu telefoane mobile, deci sunt nedespărțiți de aceste gadgeturi, le putem numi, da? Vreau să punctez acest aspect. E important să am ideea unui joc, unei aplicații, să pot să-mi dezvolt o afacere? Da, e importantă ideea, e doar un început, însă ea va trebui fi validată, sunt tot felul de metode, framework-uri de a valida această idee, de a merge mai departe cu ea, adică să vedeți dacă merită a merge mai departe cu ea, dacă n-a fost deja implementată, ce e nou, cum ar atrage clienții, iar parte de implementare, efectiv, scrierea codului... Știți că unele dintre jocuri, cel puțin dacă ne raportăm la acest aspect, prind extrem de bine, a fost o nebunie în întreaga lume cu acele jocuri cu Pokémonii, haideți să fim realiști, s-au produs și tragedii. Deci jocuri care, iată, au fost validate din punct de vedere IT-știlor, dar au ajuns mult prea departe cu utilizarea. Cu siguranță și vor mai fi și de asta partea de implementare, partea de a scrie cod, vine mult mai târziu în acest proces de a crea un joc sau... Deci am ideea, da. După care urmează scrierea de coduri. Urmează să validați acea idee. Da. Cel mai probabil și ar fi cel mai bine fără a scrie chiar o linie de cod, da, să o validați, începând de la... prieteni, dar cei care vă vor spune adevărul, nu cei care... Deci să facem un ghilimele așa, un sus de fezabilitate și să exact, întrebăm pe da. Cei din jurul nostru dacă ar utiliza o astfel de aplicație. Exact. Și trebuie întrebați cei care știți că vă vor spune adevărul. Deci există și prieteni, bineînțeles, da, în jurul nostru care nu ne sunt chiar susține, prieteni, da? Da, nu, dar ne vor susține doar pentru că ne sunt prieteni. Nu vor prieteni. Să ne supere, da. Da. Și atunci, după această parte de validare, puteți să mergeți la... anumiți oameni care vă pot ajuta cu partea tehnică, vă pot ajuta cu partea financiară, ok? Și după care, dacă ei se poate crea un, ceea ce numim noi, un MVP, un produs de început în care să putem demonstra anumite lucruri, nu tot produsul. Se poate face ca un tester? Să vedem dacă... Da, exact, pentru a-l prezenta altor posibili parteneri, după care putem ajunge la ceea ce spunem noi, unul. Prima fază, terminat, da? Deci un produs încheiat în care putem să-l lansăm. Cât timp ne ia tot acest proces? Pentru că e atât de simplu da. Să visezi la o afacere, părerea mea, mergi la Registrul Comerțului, te înscrii acolo frumos, sub o anumită formă, da, juridică, SCSRL, și dai drumul la business, găsești un spațiu și dai drumul la business, pe când în IT da, nu e atât de simplu. Exact. Dar partea de implementare cod, asta ce vreau să subliniez, este că vine mai târziu. Da, în niciun caz nu e la început și în niciun caz un business nu înseamnă o aplicație. Mă bucur că astăzi avem o adevărată lecție de IT, domeniul pe care nu l-am abordat până acum și care e de mare interes pentru toți cei ne urmăresc, pentru că pare așa, simplist, frumos, toți utilizăm, iată, zi de zi, aceste aplicații, stăm tot timpul pe internet, ne bucurăm de cercetările și inovațiile făcute, dar nu realizăm câtă muncă este în spate și câte costuri sunt. Da? Pentru că nu e simplu și nici ieftin. Cât ne costă o astfel de idee să ajungem cu ea la level 1? Sumele variază în funcție de complexitate, în funcție de cât de mare va fi aplicația respectivă. De asta se încearcă să se meargă prin pași cât mai mici, da? Pentru ca să nu investim o sumă mare, să ne validăm întâi ideea, să vedem chiar că merită. Iar problema numărul 1 a startup-urilor și de ce pică, nu știu, 70-80% în ele este că ne îndrăgostim de ideea noastră. Ne îndrăgostim și de nu acceptăm și altceva. Și sfaturi. Nu acceptăm că e rea sau că nu e bun sau că nu o să funcționeze. Asta ar fi primul lucru. De asta trebuie să o validăm, trebuie să o trecem prin niște filtre la început. Deci atât oameni tineri până la urmă cu minte sclipitoare în acest domeniu și cu siguranță zi de zi. Știu că vă ocupați și de recrutare la o companie, am aflat eu multe așa despre dumneavoastră, și vă întâlniți zi de zi cu acești tineri din domeniul IT-ului. Cum îi vedeți? Așa este. Sunt niște tineri foarte, mie îmi sunt foarte dragi. Și zic asta pentru că sunt tineri care citesc foarte mult, care
experimentează foarte mult, care caută foarte mult și care găsesc soluții de cele mai multe ori la toate problemele pe care le întâmpină. Și nu e ușor să faci munca pe care o fac ei și, să zicem, stresul probabil nu este la fel de vizibil din perspectiva clientului. De cele mai multe ori nu apucăm să vedem decât, nu știu, aplicația că funcționează, intrăm, o folosim și cam atât. Eventual poate plătim și pentru aplicația respectivă ceva. Dar de multe ori bine, dar costul nu, e foarte nu mic, vedem, ca să nu vedem stresul aplicație din spate și toată munca, tot efortul, toată echipa, discuțiile care sunt în spate și multe alte lucruri care sunt invizibile pentru client. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, că la fel intrați zi de zi în relații cu specialiști din domeniul IT-ului. Da, așa este. Discutăm cu foarte multe persoane care sunt la momentul schimbării și încercăm să aflăm ce înseamnă schimbare pentru ei, cum vor să arate cariera lor în viitor și care sunt proiectele de interes. Încercăm să cadrăm zonele acestea de interes, să-i sfătuim cât de bine putem și să le oferim proiecte care să îi ajute să se dezvolte. Pentru că în IT este extraordinar de important să ai un proces de învățare continuă. Tehnologia se schimbă cu foarte mare rapiditate și atunci trebuie să stai întotdeauna up to date, să fii la zi. Și cred că e domeniul de nu poți să spui vreodată că gata, am ajuns să le cunosc pe toate, mă opresc aici cu studiul. Pentru slavă că Domnului, după cum da, e focusată și conferința pe care urmează să o organizați, inovația e în orice secundă, da, la mare căutare, în primul rând, pentru că nu poți să te detașezi și să te lansezi în acest domeniu și să te faci vizibil fără să ai inovația în spate și cercetarea. Trebuie să vii cu ceva nou, nu? Pentru a fi mai valoros decât ceilalți. Așa văd eu lucrurile, dumneavoastră, să-mi confirmați că eu sunt specialist în IT. Da. Așa este. Inovația înseamnă soluții mai eficiente la probleme structurate sau nestructurate ale pieții, ale societății. Înseamnă nou, înseamnă progres și înseamnă că România, într-adevăr, ajunge acolo unde merită, sincer, pentru că avem oameni foarte deștepți, foarte valoroși, cu care trebuie să ne mândrim și să ieșim și pe plan internațional. O să revenim imediat și o să discutăm despre viitorul în ceea ce înseamnă joburile ce pot fi ocupate în domeniul IT, dar după un scurt moment pentru publicitate.